într-un fel, atmosfera de la Teatrul Bulandra, care de multe ori era aceea unui laborator, da, mi se pare că ați preluat-o și ați dus-o și acolo. Și la Gatre undeva. Poate una din cele mai frumoase zile din viața mea a fost când am anunțat că nu prelungesc contractul de la Gatri după șase ani. După 6 ani. Din anumite motive, mă rog, n-are rost să le povestesc acum, și foarte mulți din colectiv atunci au început să plângă. Să plângă. Și efectiv m-a emoționat și pe mine. Dar a fost o răsplată, emoția aceea. Și la Vancouver, știu că mi-ați povestit că asta v-a emoționat foarte tare, căldura specială a actorilor, da, și felul în care vă urmăreau fiecare detaliu, fiecare explicație, fiecare, da, gest. Și simțeați lucrul acesta din felul în care chiar făceau. Da. V-ați simțit și trădat în meseria asta? Nu știu. N-are importanță. Am mai întâlnit mari personalități. De pildă pe Cherkasov. Cherkasov care jucase Ivan cel Groaznic, a jucat în Don Quixote. Don Quixote. Da, și multe alte. Deputatul de Baltic, am și multe alte filme. Și a venit, cred că a venit cu un teatru, nu mai țin minte cu ce ocazie, a venit la București și eram pe la sala teatrului mic, teatrul actorului de film, și venise și el și pe scenă s-a uitat la tot și m-a luat de mână. Și mi-a spus, știi ceva? Să nu te pregătești niciodată când intri în scenă. Pentru că, uite, de pildă joci Oedip, spune o glumă în culise, intră și scoateți ochii.